Chiar dacă finanțarea pentru consolidarea și reabilitarea corpului B al Colegiului Național Roman Vodă este asigurată din fonduri europene, constructorii au depistat în momentul demarării lucrărilor mai multe probleme decât s-a știut la momentul realizării proiectului tehnic. În aceste condiții, specialiștii din primărie, proiectanții și constructorii au recalculat sumele suplimentare pentru acoperirea viciilor găsite la imobil. Săptămâna aceasta se analizează de către Comisia Tehnică din primărie, urmând să se ajungă la o negociere, la o înțelegere cu constructorul și cu proiectantul, astfel încât până vineri să se termine acest lucru, iar de luni să se poată da un aviz în acest sens. Lucrările de consolidare ale clădirii, dar și de reabilitare a arhitecturii și instalațiilor corpului B al Colegiului Național Roman Vodă trebuie să se încheie până la finele acestui an. Proiectul se ridică la circa 5,1 milioane de lei, din care aproximativ 4,4 milioane de lei reprezintă finanțare europeană nerambursabilă prin programul operațional regional.